Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. M-am uitat peste mulțimea aceasta impresionantă, mulți, foarte mulți. M-am uitat cu îngrijorare în trăistuța mea. Am văzut că am doar câteva pâini și am spus ca ucenice, dar ce sunt acestea la o așa mulțime de mare? Am rămas însă liniștit, că eu am cunoscut și cunosc pe unul care atunci când e nevoie poate înmulți pâinile. Numele lui este Iisus Hristos. Și m-am rugat parcă mai mult ca altă dată în seara asta, Doamne, răspunde Tu nevoilor fiecăruia. Hrănește, adapă și binecuvintează pe fiecare. S-a întâmplat în Betleemul din Iuda o mare tragedie. Betleem înseamnă casa pâinii. Acolo unde era casa pâinii, acolo s-a întâmplat că au rămas fără pâine. Și aduceți-vă aminte de Elimelec, de Naomi, cu cei doi feciori, Mahlon și Chilion, au luat calea pribegie înspre Moab și cât de mult au plătit pentru pâinea străină mâncată acolo. Dumnezeu însă a cercetat țara lui Iuda și în Betleem a adus iarăși belșug de pâine. Mi-aduc aminte de o altă întâmplare când în cartea prorocului Ieremia, în capitolul 37, ultimul verset 21, spunea că în Ierusalim era o foame grozavă, erau sub stare de asediu. Așa era de mare foamea de acolo că pe ulița Brutarilor, deci nu ulița Rotarilor, a Cizmarilor, pe ulița Brutarilor nu mai era nicio pâine. Cât de mare era foamea din Ierusalim. În următorul capitol, Ieremia a fost aruncat într-o groapă. Nu știu câți l-au aruncat, că nu scrie Scriptura, dar când a venit vremea să-l scoată din groapă, au mers 30 de oameni. Și m-am gândit, dar câte kilograme avea Ieremia? Că era vreme de foamete. S-au dus 30 de oameni toți flămânzi, toți neputincios, și așa l-a tras afară din groapă. Dacă tu ai venit la mine, eu sunt patron, sunt privatizat și am o brutărie și pentru că mi-ești prieten, mi-ți arăt brutăria. Uite cât e de frumoasă brutăria, uite ce stil arhitectonic frumos am făcut-o, proiectat-o cineva. Apoi intri în clădire și îți arăt toată linia tehnologică și îți arăt magazinele pentru pâine și îți prezint schema de normare să vezi ce specialiști am angajat eu. Și tu din politețe mă asculți, dar rup de foame îmi spui, acum dă-mi o bucată de pâine. Și eu senin îmi spun, nu, dar pâine nu am. Nu e așa că ar fi neplăcut? Eu doresc în seara asta să nu prezentăm viziunea noastră, să nu prezentăm ce avem noi, că suntem săraci. În seara asta vrem ca Domnul să dea pâinea Lui din cer. Amin, amin. Și eu cred că Domnul o va face. Mulțumesc de adunarea aceasta. M-au impresionat cântăreți, să știam că sunteți buni, aveți nota 10 la muzică. Eu am copii care învață destul de bine, dar băiatul meu când a luat un 10 la muzică, a venit și mi-a spus, tata, am luat 10 la muzică, dar vreau să spun ceva. Ce-o pățit un băiețel? Și am spus, ce-o pățit, măi? Un băiat a luat, om, dacă a supărat, că a luat 4 la matematică. Și tatăl s-i-a tras un toc de bătaie bun, să pună mâna să învețe. Și vine a doua zi și a luat un 4 la română, mai supărat, și tatăl s-i-a mai tras o bătaie bună, să pui mâna să înveți. A treia zi vine plin de bucurie, tata, azi am luat un 10. Zic, foarte bine, la ce ai luat 10? La muzică. Și tatăl s-i-a mai tras un toc de bătaie. Și a spus, dar de ce mă bați, tata? Păi cum mai ții cu 4 la matematică și cu 4 la română, ți-o mai ars a cânta încă? În seara aceasta, oricum la muzică aveți 10. Am o dorință personală. Să aveți 10 și la purtare, amin, și la ascultarea de părinți, și la pocăință, că oricum, repet, la muzică sunteți la înălțime. Domnul să vă binecuvinteze! Am ales în seara aceasta din cartea Apocalipsei, din capitolul 2, versetul 7, o făgăduință a lui Dumnezeu. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu.
Începutul acesta de an pentru mine a fost un an destul de îndurerat. M-a marcat într-un fel prin durere și tristețe. Pe 31 decembrie, după amiază, în timpul adunării, un cuscru de-al meu în biserica din Ipotești a fost invitat să dea un îndemn de rugăciune. A venit din bancă, a stat aici după amvon și până s-a gătat cântarea a murit. Când să se ridice era mort. Am fost la priveghi, un om deosebit, un frate pe care nu-l știe nimeni să fi lipsit odată de la adunare. Și lucrul ăsta m-a marcat într-un fel. Am fost la mormântarea unei fetițe de 2 ani într-un sat vecin, Plăvălari. Când fetița aceasta era bolnavă, am trecut pe acolo prin casă, așa ca dintr-o întâmplare. Și mama îmi spunea, o vezi? Ea mai avea un copil mic de câteva săptămâni doar născut, doarme un ceas, două de cu seară, apoi se trezește noaptea și plânge, avea ciroză, avea burtă, avea cancer la ficat, avea burta umflată și spunea, mămica, pune mâna pe burtă la mine ca să-mi treacă. Și așa am plâns când am ieșit din casă și fetița asta a plecat la Domnul casă, am predicat acolo la mormântare, nici nu știu ce am putut să predic și lucrurile astea m-au marcat într-un fel. Într-o biserică de lângă Rădăuță am fost chemat să ne rugăm pentru o soră căsătorită care avea probleme cu rinichiul, făcea dializă. Am stat de vorbă cu ea și am spus, Maria, care e problema ta? Hai să stăm de vorbă. Și am spune, frate Dragoș, anul acesta era un pic înainte de anul nou. Anul acesta, pe 15 august, am avut nuntă, am fost mireasă. Și am fost așa cum eu mireasă, cum sunt mireasă la Timișoara, bucuroasă, cu viitor în față, pe 15 august, iar pe 3 septembrie am fost diagnosticată cu cancer la rinichi și acum fac dializă. Era vinerea când am fost și am spus, Maria, ce să ne rugăm noi, Domnule, pentru tine? Și i-a spus, frate, azi am băut o gură de apă mai mult și abia mâine fac dializă și mă simt așa de rău. Și ce să cerem de la Domnul? Rugați-L pe Domnul să aducă în viața mea o zi în care să pot bea apă să mă satur. Am ieșit de acolo și am spus, atâtea dorințe am eu, atâtea motive de nemulțumire, de cârtire, atâtea planuri am eu. Și această nevastă tânără s-a rezumat la aceasta, ar dori într-o zi să poată bea apă. Mă uit la dumneavoastră, aveți planuri pentru anul acesta? Poate ați avut ceva eșecuri în anul trecut și v-ați supărat că n-ați realizat planurile dumneavoastră și vi se pare că e normal să fiți nemulțumitor și cârtitor. În seara asta eu vă spun, hai să revizuim atitudinea noastră și să avem o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Trecând prin toate acestea, așa multe alte exemple, m-am dus cu gândul și m-am pus serios întrebarea, de ce se întâmplă aceste lucruri? De ce copiii mici sau în spital? De ce membri din familia noastră, din cei dragi, îi îngropăm înainte de vreme? De ce boala mușcă nemilos din noi? De ce toate acestea? Și ca să înțelegem acestea, am găsit un răspuns încă din cartea Genese. Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam, a creat-o pe Eva, i-a așezat în grădina aceea, în raiul lui Dumnezeu, le-a dat poruncă să lucreze grădina și să o păzească, având dreptul să mănânce după plăcere din toți pomii, dar din pomul cunoștinței binelui și răului a spus Dumnezeu să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, negreșit veți muri. Acolo a intervenit diavolul. Acolo a intervenit pentru prima dată păcatul. Și omul înșelat de vrăjmașul, de diavolul, a mâncat călcând porunca lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ia o hotărâre foarte severă. Îl izgonește pe om din grădina Edenului, iar la pomul vieții, căci în mijlocul grădinii mai era pomul vieții, din care Adam nu apucase să mănânce, Dumnezeu a pus la drumul care duce spre pomul vieții o strajă, un heruvim cu o sabie învăpăiată, ca nu cumva omul să mănânce din pomul vieții. De atunci au trecut 6.000 de ani și în toți anii aceștia oamenii au dorința de a fi nemuritori, de a trăi veșnic, de a trăi într-o stare perfectă de sănătate, fără îmbolnăviri.
Eclesiastul capitolul 3, versetul 11 spunea că el a făcut frumoase lucrurile la vremea lor și a pus în om chiar gândul veșnicie, măcar că omul nu poate cunoaște de la început până la sfârșit tot planul lui Dumnezeu. În noi avem gândul veșnicie, dorința de a trăi veșnic. Pavel spunea în Fapte 17, aseară am amintit, că poieții voștri spun că noi suntem din neam de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oprit să mâncăm de la pomul vieții, dar nu ne-a luat dorința asta din inimă. Și dorința asta ne macină pe fiecare și omenirea întreagă e în studiu, în cercetări, cum am putea să devenim nemuritori, elixirul tinerețe, o tinerețe fără bătrânețe, o viață fără de moarte. Purtăm în noi dorința aceasta, purtăm în noi un gol. Au cântat o poiețe, au pictat-o frumos artiștii, izgonirea omului din grădină. Poate ați văzut acele tablouri celebre când sunt izgoniți și cu capul se uită înapoi așa la ceea ce au pierdut. Avem în noi dorința aceasta, avem în noi un gol. Nu de mult, în satul Berchișești am fost invitat, m-a rugat o soră să îi dau botezul în apă. Și m-a dus și am întrebat o soră, câți ani ai? 90 de ani. L-a spus, Domnul să vă binecuvinteze, ce te face soră la 90 de ani să te botezi? Și ea spune, frate Dragoș, 90 de ani am trăit cu dorința de a mă pocăi. Am căutat 90 de ani fericirea că am avut în inima mea un gol și nu l-am putut umplea. M-au dus neamurile, am fost la distracție, am fost în lume și am spus, totuși, cum ne te pocăiești? Și ea spunea, tatăl meu a fost primul pocăit din Berchișești, din Pârtești. Dar în momentul când s-a pocăit, eu eram mare, nu m-am apucat a pocăi și acum familia nu mă lasă, nora îmi stă împotrivă, dar nu mai pot, vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Poți să dai dumitale o declarație pe proprie răspundere? Da, era perfect, lucidă. A dat declarația aceasta, am botezat-o și când a ieșit din apă, i-am spus, ești mai frumoasă acum. Atâta era din viață, l-a spus, frate, nu știți ce bucurie am eu că în sfârșit Dumnezeu mi-a împlinit dorul acesta, golul acesta. Eu acum nu spun nimănui să aștepte anii ăștia. Recomandarea mea este în seara aceasta fiecare din noi să se pocăiască în seara asta, să încheiem legământ cu Dumnezeu. Dar ce mi-a rămas în minte, bucuria acestei femei, dar și durerea ei de până atunci. 90 de ani am căutat fericirea și n-am găsit-o. De ani de zile noi căutăm lucrul acesta. Dorința noastră de a ajunge la pomul vieții. Și oamenii caută. Și în cartea Proverbelor, în capitolul 14, versetul 12, spune, multe căi par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Ca să ajungem la pomul vieții, oamenii au născocit și au trasat și au ales cărări așa cum au vrut ei, în speranța, în dorința lor de a ajunge la pomul vieții. Ceea ce vă spun în seara asta, bazat pe Sfânta Scriptură, e următorul lucru. La pomul vieții o singură cale duce. Toate celelalte duc la moarte. Și în seara asta aș vrea să vorbim de calea care duce la pomul vieții. Oamenii cei drept au ales unii calea științei. Spune 1 Timotei, capitolul 6, versetul 20, ferește de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numită astfel. În Isaia, capitolul 46, versetul de la 8 la 10, spune așa, pentru că spunea eu și numai eu, nu voi fi niciodată văduvă și nu voi fi lipsită de copii, aceste lucruri se vor întâmpla amândouă deodată. Aici era o femeie care spunea, eu nu voi fi văduvă, adică soțul meu nu va muri niciodată, copiii mei nu vor muri niciodată. Iar în versetul 10 spunea, pentru că te-ai rătăcit prin înțelepciunea și știința ta. Prima cale pe care au ales-o oamenii să ajungă la pomul vieții este calea științei. Frații mei, dacă aș ști dumneavoastră ce sume colosale sunt alocate în bugetul cercetărilor, probabil că nu în România, ce laboratoare sofisticate, ce armată de ingineri și oameni lucrează în acestea, poate nu ne-ar veni să credem. Eu problemele astea le-am studiat când am
fost atras de un articol scris în ziar că cineva, un medic, și da numele, a găsit celula aia care e vinovată de îmbătrânirea organismului, care duce la oxidarea celulelor umane, și dacă s-ar elimina această celulă, omul n-ar îmbătrâni. Am citit tot articolul și atunci mi s-a trezit curiozitatea. Și am căutat într-o parte în alta să văd, ca o ironie a soartei, oamenii care au lucrat în aceste laboratoare au murit, unul bătrân, altul bolnav, și nu au ajuns, știți de ce? Pentru că această cale duce la moarte. Calea științei pe care unii o apucă, știință pe nedrept numită astfel, nu duce la pomul vieții. Nu vei ajunge să trăiești veșnic. Toți oamenii, statisticile sunt crude. Toți care s-au născut pe pământul acesta, toți oamenii au murit. Calea care duce la pomul vieții în niciun caz nu-i calea științei. Am vorbit cu oameni foarte bine documentați și ni se spunea că însăși sămânța de la plante, de la animale, vor ajunge să fie închise în anumite bănci, așa cum sunt bani. Și în mare parte e adevărat, eu sunt țăran, sunt cultivator de pământ. Dacă îmi cumpăr o sămânță de la o stațiune de cercetare, ea va încolți al doilea și al treilea an maxim și nu mai încolțește. Așa modificat genetic, o armată de ingineri geneticieni lucrează în privința aceasta și sămânța va fi mai ceva ca valuta forte. Cine o va deține va fi puternic. Ni se pregătesc capcane și lucruri pe care noi nu le putem încă imagina. Oamenii lucrează în domeniul acesta. Nu vreau să vorbesc mult. Vreau numai să vă spun, calea științei nu ajunge la pomul vieții. Amin. Atât am vrut să vă spun. Au ales oamenii o altă cale. Domnul Iisus spunea Matei în capitolul 10, în versetul 5, în acea trimitere a ucenicilor, să nu mergeți pe calea păgânilor. O a doua cale, există teorie, o amăgire extraordinară, în care ni se prezintă ca Dumnezeu stând undeva sus pe munte și oamenii se căznesc să ajungă acolo și spun teologii vremurilor noastre, până la urmă nu contează pe unde mergi, important e să ajungi acolo. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Acolo, ca să ajungi la Dumnezeu, un singur drum duce. Poate ați văzut dumneavoastră acele labirinturi pe care le fac oamenii și din mergi și te afunzi și nu mai știi să ieși. Așa sunt și cu aceste căi omenești. Apuci pe ele și n-ajungi nicăieri. Sau mai bine zis, ajungi la moarte. Nu-i adevărată teoria că la Dumnezeu se pot merge pe mai multe drumuri? Că nu e important drumul pe care mergi, importantă este ținta? Nu e adevărat învățătura asta? Biblia spune că înspre pomul vieții există o singură cale. Dar unii, dacă n-au apucat pe calea științei, oamenii cu rațiune, oamenii care se cred ceva, apucă pe calea păgânilor. Care este calea păgânilor? Păgânii erau oamenii care nu credeau în Dumnezeu, în Jehova, în Dumnezeul lui Israel, care aveau tot felul de zei. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4 cu 17, iată ce vă sfătuiesc eu și vă spun, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu în pricina neștiinței care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dana de sfrânare și se vârșesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Și vine Pavel și ne spune, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Calea păgânilor e calea care îi deșertăciunea gândurilor. Cu practici păgâne, de la cele mai simple la cele mai complicate, cele mai simple practici păgâne sunt superstițiile. Și n-ar trebui pocăiță din Timișoara și creștinii de aici să creadă în lucrurile acestea. Am întâlnit spre surprinderea mea neplăcută, frați chiar, mai în vârstă, surori, nu-i bine
Și știți dumneavoastră ce nu-i bine. Că dacă trece o pisică neagră, să ai numărul 13 la casă și multe, asta este o practică păgână. Nu are ce căuta în mintea noastră. Dumnezeu să ne dea pricepere. Horoscopul, zodiacul. Nu poți să citești o revistă, o carte, să te uiți la o emisiune, să asculți ceva în mașină la radio. Te bombardează informațiile acestea. Unui berbec, unui rac, unui capricorn, unul nu știu ce, și nu-ți decât amăgiri diavolești. Dragi tineri, viitorul nostru, speranța noastră, îi la Dumnezeu. El ne îngrijește, El poartă de grijă. Nu trebuie să urmărim, să citim, să credem în aceste practici păgâne. Dincolo de superstiție, dincolo de horoscop, este parapsihologia, care nu-i decât o vrăjitorie modernă, cu cabinete medicale, cu planificări la medic. Asta nu-i decât ocultism științific. Este un mers pe calea păgânilor și un pocăit nu are ce căuta acolo. Pe noi Dumnezeu ne binecuvintează, El ne învață, El ne sfătuiește, El ne apără și soarta noastră este în mâna lui Dumnezeu. Dar atât de mult s-au înmulțit aceste cabinete și aceste practici, că vin ca o avalanșă peste noi. Tinerii sunt foarte deschiși la tot ce este nou și mulți sunt prinși de aceasta. Am fost de vreo 3 săptămâni în urmă, la vreo 3 săptămâni, la un frate din Rădăuț, student de anul 6 la medicină, student de nota 10, și în facultate el a învățat teoria evoluționismului a lui Darwin. Și pentru că el și-a pus mintea să o priceapă, a fost atacat de un duh. Și multă vreme el nu s-a putut împăca creaționismul cu evoluția. În mintea lui s-a dat o bătălie extraordinară. Omul ăsta a căzut într-o depresie, că el a pus suflet în ceea ce învăța. Ba încă a plecat în Londra și, curios din fire, a început să filmeze cum niște avioane decolează de pe aeroport, în așteptarea unui prieten. Au venit 4 echipaje de poliție, l-au luat, nu știe nimeni nici în ziua de azi ce au făcut cu ele, dar au venit acasă nebun. Au venit cu o depresie puternică, nu mai aveai cu cine vorbi, am primit multe telefoane de la tatăl său, de la mama sa, fraților, veniți până aici. Am adunat un băiat înalt, un băiat care slujea în adunare, 6 ani de medicină, am vrut să vorbim cu el, ne-a ignorat, nici n-a vrut să ridice din pat. Până la urmă, greu, a stat de vorbă cu el, a stat de vorbă cu unul din frați și fratele omului înapoi a spus: Domnule, m-a făcut capul calendar cu Darwin ăsta. Și a spus: măi băiete, fratele ăsta e în vârstă, are 60 de ani. Și eu la școală am învățat de socialismul științific. Dar crezi că am crezut ceva, mai știu ceva? Aveam interes să iau un 5 să trec clasa. Ce ți-ai pus în minte? L-ai pus toată teoria asta. Am stat de vorbă cu el, dar vreau să vă spun doar atât. S-a făcut pentru tânărul acesta o rugăciune și Dumnezeu l-a vindecat. Este în adunare. L-a vizitat pe mitică Franciuc acasă și a venit un frate la mine din Rădăuț și a spus: știi că Domnul a vindecat pe tânărul acesta? Există duhuri în spatele acestor cărări, acestor căi. Există niște duhuri puternice care pe noi ne atacă. Dacă pășim la început timid, în dorința de a cunoaște, de a cultiva, vin niște duhuri din acestea, n-avem noi ce căuta acolo. Există aceste religii orientale, meditația transcendentală, mai există acele exerciții de yoga, de omul vrea să ajungă la o perfecțiune. Ne invadează, dragii mei, și tinerii sunt foarte deschiși la aceste religii. În ziara aceasta eu vă rog, păziți-vă de acestea. Anturajele, tovărășiile rele, spune 1 Corinteni 15:33, stâcă obiceiurile bune. Există aceste anturaje în care tineri, băieți și fete, în dorința lor de a deschide ușa spre necunoscut, spre misticism, sunt atacați de duhurile acestea. În nesăbuința lor de a consuma anumite ierburi, am fost, cred că anul trecut, în spitalul din Socola.
pază militarizată, ni s-o deschis cu o cartelă din aceea, era om cu arma la mână. Când am intrat într-un salon, de fapt, ce s-a întâmplat? Un băiat de 17 ani, dintr-o familie de intelectuali, un băiat foarte bun, în relațiile sale cu un alt grup de elevi de liceu, a consumat probabil niște substanțe din astea interzise și când n-a mai avut de unde, s-a închis, avea universul lui. Îmi spune mama cu lacrimi în ochi, are 3 luni de când nu vorbește cu noi. Am crezut că are de învățat, am crezut că e perioadă de adolescență. Când l-a dus la un medic, o micu salvare l-a pus în cămașă de forță și l-a internat la spitalul de recuperări boli mentale din Socola. Am ajuns acolo. Vă mărturisesc că eram cu 4 frați. Când am intrat în salonul acela, așa s-a ridicat părul în cap. Era o presiune demonică extraordinară. Unii ne salutau ca militarul, altul venea să mă atingă, alții ne ignorau. Ne-am dus la patul lui, am vorbit frumos cu el. În 20 de minute n-a scos niciun cuvânt. Și atunci eram cu un frate, Octav, a spus, vă, dar noi ne rugăm de el, hai să ne rugăm Domnul. Am făcut o rugăciune, băiatul acesta a doua zi a plecat acasă, și termină studiile, merge la adunare, perfect vindecat de Domnul. Fraților, noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în noi. Nu deschideți poarta prin curiozitatea dumneavoastră, pășind măcar pe această cale a păgânilor. Aș putea în privința aceasta să vă spun multe lucruri. Există, nu știu de ce, poate pentru nepocăința noastră. Veneam odată la Piatra Neamț de la o seară de evangelizare, era 11 noaptea, mă sună cineva din Graz. Frate Dragoș, îl știi pe băiatul cu tare, îl știu. Venea din Roma, s-a oprit în Graz și aici efectiv s-a stricat de cap. Măi puneți-l într-o mașină, aduceți-l acasă. L-a adus la noi, în sat la mine, îl cunosc foarte bine pe băiatul acesta, îl știu de mic copil. Nu era un băiat rău, dar acolo în Italia, în Roma, am avut o discuție cu el. Când a venit acasă, cu pumnul a spart termopanele la casă, fără să zgârie. 3 bărbați nu-l puteau ține. Și când s-a dus tatălui, mi este prieten, în comitetul bisericii, și a spus, măi, și a spus pe nume, l-a lovit cu capul. Când eu m-am dus în familia asta, tata era cu batiștea la gură, cu dinții scoși, a spus, nu mai știu ce să mă fac, măi. Am luat câțiva frați, eram la o întâlnire cu frații păstori în Suceava, și am spus, cine vrea să meargă cu mine? Era tocmai o discuție nu prea principiară, așa, nu mi-a plăcut. Și toți acei care viteși, care vorbeau, am spus, mă, nu vă certați pe lucru de nimic, frate. Eu am nevoie de 3 frați să mergem ca Dumnezeu să eliberez un tânăr. Un păstor mai în vârstă s-a ridicat și a spus, frate dragul, dar medicina ce spune? Domnule, eu nu sunt doctor, domnule, eu am nevoie de 3 pocăiți. S-au ridicat 3 bărbați din sală. Merg eu. Ne-am dus, s-a făcut o singură rugăciune pentru băiatul ăsta. După rugăciune s-a uitat lung la tatăl său, a început să plângă și a spus, tăticu, vrei să mă ierți? S-au îmbrățișat și au plâns în mijlocul casă și noi plângă el. Este perfect sănătos. În luna iunie sunt chemat, are nuntă și m-a rugat să merg la el la nuntă. Dumnezeul nostru are grijă de copiii săi. Dar noi n-avem voie să apucăm pe căi lăturalnice, să ne încredem în știința asta că ea ne va duce la pomul vieții, să apucăm pe calea acestor păgâni. Există, se cultivă acum o literatură științifică fantastică de acele experiențe OZN, acel om care a întemeiat un adevărat cult, Erich von Däniker. Eu am citit în privința asta aproape tot ce s-a putut citi. Știți că la un moment dat îi dam dreptate, până am citit din partea cealaltă și ni s-a spus că de fapt argumentele lui care sunt prezentate ca foarte sigure nu sunt decât praf în ochi aruncate. Nu este adevărat. El spune așa, religiile vor veni și vor pleca, eu aștept acea civilizație. Noi nu așteptăm nimic, noi ne așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Există acea religie hinduistă în care oamenii cred în reîncarnare. În orașele astea mari studențesc, religia asta acaparează mai mult teren. Că noi când murim ne reîncarnăm din mai bine, mai bine și așa ajungem la perfecțiune. Ei neagă jertfa Domnului Iisus. Ei n-au nevoie de Hristos și mântuirea prin El. Prin autodisciplinare omul va ajunge acolo. Eu închei și spun, nu-i adevărat.
Și asta este o minciună. Multe căi par bune omului și oamenii în curiozitatea lor apucă ba pe una, ba pe alta, dar una singură duce la pomul vieții. Despre calea aceea aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Și Dumnezeu să ne ajute. Nu apucați, dragii mei, nici pe calea științei pe nedrept numită astfel. Toți doctorii care au fost au murit și vor muri, pentru că spunea Dumnezeu, din pământ ești luat și în pământ te vei întoarce. Nu apucați pe calea păgânilor, egal ce orientare și ce religie vi se pune în față. Este o cale care se înfundă, o cale care duce la moarte și nu veți ajunge la viață veșnică. Mi-am propus în seara asta să vorbesc de calea care duce la pomul vieții. În Faptele Apostolilor, în capitolul 18, versetul 26, spune Biblia că Acuila și Priscila l-au luat la ei pe un anume Apollo și l-au învățat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Singura cale care duce la pomul vieții, la o trăire veșnică cu Dumnezeu, îi calea lui Dumnezeu. Să mergem în seara asta pe ea și Dumnezeu să ne ajute. Calea lui Dumnezeu, de fapt, ce este? Calea lui Dumnezeu, de fapt, este o persoană. În Ioan, capitolul 14, versetul 6, Domnul Iisus spune așa, eu sunt calea. Eu sunt calea, calea este Domnul Iisus. Ca să ajungem la pomul vieții, noi trebuie să mergem prin Domnul Iisus. Știți cum se întâmplă, frații mei? La pomul vieții, la drumul care duce spre el, Domnul a pus un heruvim, nu este o mărime fizică, un heruvim cu o sabie învăpăiată, ca să nu ajungă nimeni acolo. Calea vieții este Domnul Iisus. El spune acum în Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dar cum a ajuns Hristos la pomul vieții și cum ne poate El pe noi face să mâncăm? Întreba odată un frate. Oare El a venit și s-a furișat și a luat din pomul vieții? Răspuns categoric, nu. Nu-i stă lui în caracter, nu se putea. Sabia era învârtitoare, se rotea în toate direcțiile, traducerea engleză. Atunci a făcut el uz de prerogativele sale și i-a spus heruvinului, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, oprește sabia? Nu, că nu era împlinită dreptatea lui Dumnezeu. Și atunci spunea fratele, știți cum a făcut Domnul Iisus? S-a dus liniștit înspre pomul vieții și sabia aceea învârtitoare l-a lovit pe el. Că scrie în Zaharia, capitolul 13, versetul 6 și 7, și dacă îl vei întreba de unde ai aceste răni la mâini, el îl va spune în casa celor ce mă iubeau, scoală-te sabie și lovește-mi păstorul meu și cu pâine mare și aruncă-te asupra tovarășului meu. Sabia aceasta l-a lovit pe Hristos, știți unde? În Golgota. L-a lovit în coastă, a lovit în frunte și Domnul Iisus s-a dus înspre pomul vieții și dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită. Aș vrea în seara aceasta să mergem puțin cu gândul la Gabata. Anul trecut mă aflam acolo, am coborât în Ierusalim câțiva metri și locul Gabata, locul pardosit cu pietre, îi real 100%, cel puțin așa ni s-a spus. Și am văzut acea curte rămasă de 2000 de ani, unde Hristos pe nedrept a fost condamnat. Acolo, în porțiunea aceea pardosită cu pietre, este un loc gol. Și ni se spunea de către ghid, aici era stâlpul de tortură, stâlpul infamie, stâlpul nu mai este. Îi rămas pământ jos. Am călcat cu sfială peste tot pe acolo și am spus, Doamne, iartă-mă că eu calc pe aici, dar undeva aici a fost strop din sângele Tău. Am avut așa un sentiment cum nu poți întâlni. Când știam că aici e locul în care Hristos a fost judecat și condamnat pe nedrept. Am urcat pe Via Dolorosa, am ajuns în Golgota. Am stat cu pioșenii în fața acestui deal sub forma unui craniu de om. Și apoi cu bucurie am privit în grădina lui Iosif mormântul gol al lui Hristos. Și după toată întristarea aceasta, un sentiment de bucurie a inundat inima mea. Hristos a fost judecat, Hristos a fost bătut și schingiuit,
Hristos a urcat pe aici cu crucea în spate, a fost răstignit în Golgota, oamenii l-au pus în mormântul acesta, dar a treia zi Dumnezeu l-a înviat din morți. Hristos s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine, mijlocește pentru tine. Calea care duce la pomul vieții, calea lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spunea în Evrei, capitolul 10 cu versetul 20, că această cale este nouă și vie. Cum adică o cale vie? Am fost într-un aeroport mare din Europa și trebuia să merg cu valiza poate un kilometru. Și era așa o alee prin care circulau și alături era o bandă rulantă. Și numai te suiai pe calea, pe banda aceea, n-avea nimic de făcut. Și ea te ducea mai repede decât ăia mergeau pe jos. Ce trebuie să facă un frate, o soră, un om, este să intre în Hristos și Hristos ne duce la pomul vieții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Când omul a păcătuit, a intervenit moartea spirituală, care înseamnă despărțire de Dumnezeu. Dar a intervenit și moartea fizică. Oamenii au murit, i-au îngropat și au putrezit în țărână. Când a venit Hristos în lume, problema morții spirituale a fost rezolvată. Spune Romani capitolul 6 de la versetul 21, spune Ioan în capitolul 6 de la 51 la 58. Și Domnul Iisus spunea așa, cine mănâncă din trupul meu și bea din sângele meu, are viață în el însuși și eu îl voi învia în ziua de apoi. Într-un anumit fel, problema morții spirituale a rezolvat-o Hristos și noi ne împărtășim cu trupul Lui, ne împărtășim cu sângele Lui și noi acum avem viață, nu mai murim, nici nu mergem la judecată. Am trecut din moarte la viață, slăvit să fie Domnul. Dar a rămas nerezolvată problema morții fizice. Toți evangheliștii, toți apostolii, toți sfinții de 2000 de ani au murit. Iar problema morții fizice va fi rezolvată atunci când peste trupul acesta vom primi un trup de slavă și vom trăi veșnic cu Hristos. Acelora le spune Domnul Iisus în Apocalipsa, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții. Există o mâncare atunci finală dată numai celor ce vor birui și vom trăi veșnic. Dumnezeu să ne ajute! Calea vieții are câteva caracteristici. De fapt, noi trebuie să intrăm pe calea aceasta. Sunt trei momente distincte. A păși pe cale, a parcurge calea și a termina cu bine calea. Cine pășește pe calea vieții? Pentru că spune Matei în capitolul 7, versetul 13 și 14, că largă este poarta, lată este calea care duce la moarte, la pierzare, și mulți sunt cei care sunt pe ea. Dar îngustă, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. E foarte important ca tu să afli calea vieții. În seara asta mă rog Domnului, prin Duhul Sfânt să-ți descopere calea vieții. E foarte important. Cui arată El calea vieții? Citim în Psalmul 25. El învață pe cei smeriți calea sa. O condiție ca să poți găsi calea vieții, trebuie să fii smerit. Cei mândri nu se pocăiesc. Cei care uzează de numele lor, de diploma lor, de relația lor, de cunoștințele lor, de posesiunile lor, de personalitatea lor, de eu lor, de orgoliul lor, oamenii aceștia nu se pot pocăi. Dacă cineva vrea să găsească calea vieții, el trebuie să vină smerit înaintea Dumnezeu. El arată celor smeriți calea sa. În acela psalm spune, el învață pe cei ce se tem de Domnul calea. Un om care e temător de Dumnezeu, am experiența aceasta. Oameni cinstiți, oameni corecți care au trăit vecini de-a noștri, care l-au căutat pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu-i departe. Dumnezeu într-un final li s-a descoperit. Cei care se tem de Domnul cu sinceritate, Dumnezeu le va arăta calea vieții care duce înspre cer.
Dar oamenii care n-au nicio frică de Dumnezeu, nicio teamă de Dumnezeu, care vin cu prejudecățile lor chiar aici, în adunarea Domnului, oamenii aceia nu vor găsi calea vieții. Recomandarea mea este să venim înaintea Domnului ca niște oameni smeriți și temători de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Psalmul 32, versetul 5 spunea: atunci mi-am mărturisit Domnului păcatele și nu mi-am ascuns fără de legea și Tu ai iertat vina păcatului meu. De vrei să pășești pe calea vieții, dacă vrei să găsești calea vieții, trebuie să vii cu smerenie, să vii cu frică de Dumnezeu și cu mărturisirea păcatelor. Nu mă interesează pe mine păcatele tale, nici pe fratele Mitică, nici pe altul. Mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu și El e credincios, El e drept. Vino așa sinceră, sincer cum ești și Dumnezeu te iartă în seara aceasta. Apoi este acea învățătură, l-a învățat mai cu deamănuntul. Noi trebuie să cercetăm, să învățăm, să rugăm pe Domnul și astfel vom găsi calea vieții. Calea vieții care în 2 Petru capitolul 2 cu versetul 2 poartă un nume, se numește calea adevărului. Și spune: unii s-au rătăcit, au făcut lucruri care nu sunt bune și din pricina lor calea adevărului a fost vorbită de rău. Calea care duce la pomul vieții este calea adevărului. Ce este adevărul? Se întreba Pilat și nu-i răspuns nimeni atunci. Adevărul cu A mare. Frații mei, în lumea asta sunt multe adevăruri. Că vine un profesor de matematică și îmi spune: domnule predicator, eu știu că 1 cu plus 1 fac 2. E adevărat? Și eu spun: da. Și în biologie, și în chimie, și în multe domenii ale științei sunt realități. Nu le putem infirma. E adevărat. Dar nu ăsta e adevărul. Adevărul este unul singur, cu A mare. Celelalte sunt adevăruri, dar cu A mic. Realități ale vieții. Ca să înțelegem ce înseamnă adevărul, aș vrea să o facem în seara asta pe a constructorii. Eu am acasă o pimniță zidită din piatră, așa cu boltă. Mai sunt câteva poduri prin câmpurile noastre zidite din vremea austro-ungarilor și trec oamenii cu tractoarele și foarte rezistențe, așa sub o formă de boltă. Știți cum se face bolta asta, cum se realizează? Se face pentru început un cofrag, se numește, un postament așa din lemn și începem zidirea lui de o parte și de alta din piatră, piatră pusă una peste alta. Și aici este așa semirotund și tot zidim pietrele pe cant, le zidim pe cant, le zidim, până ajunge aici în vârf. Aici se pune o piatră în formă de pană, care în construcție se numește cheia de boltă. După ce ai pus piatra aceea, se ia jos schela și construcția rămâne. Toată greutatea, piciorul de aici și piciorul de aici, strânge acea cheie de boltă, se sprijină pe ea și construcția e foarte durabilă. Cheia de boltă în lumea noastră, în lumea adevărurilor, se numește Iisus Hristos. Eu sunt adevărul, spunea în Ioan 14:6. Eu sunt calea, eu sunt adevărul. Toate lucrurile reale din viață, fără de Hristos, n-au niciun folos. Și dacă ne sunt folositoare, sunt aici. Dacă la o astfel de construcție se ridică cheia de boltă, se ia piatra aceea, imediat, în câteva secunde, totul e un morman de dărâmături, totul se dărâmă. Cea care le ține pe toate e cheia de boltă. Toate adevărurile din lumea noastră își iau rostul, își iau ordinea când se sprijină pe Hristos. Fără de Hristos e numai moloz, fără de Hristos e numai dezordine. Avem adevăruri mici că unul și cu unul fac doi și notăm într-o lume de păcate și n-ajungem nicăieri. Dacă în toate adevărurile se sprijină pe Hristos, atunci are viața sens. Ce este adevărul? Adevărul este Domnul Iisus Hristos. Asta e calea. Cine vrea să ajungă la pomul vieții, rețineți, trebuie să iubească adevărul. Domnul Iisus spunea în Ioan 8:32, 31 și 32, dacă cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele, dacă rămân, veți fi cu adevărat ucenicii mei
Versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Știți ce e foarte important? Să cunoaștem adevărul. Și adevărul ăsta, într-o lume de minciuni, adevărul ne face slobos. Am un coleg de servici, mecanic locomotiv, acum e mai mare, e șef. Făcea manevră în triaj, era cu locomotiva pe cocoașă. Legea CFR-ului spune, în momentul când ești cu locomotiva sus pe cocoașă, împingi vagoane la triere, mecanicul nu are voie să coboare de pe locomotivă. E lege. Fratele ăsta a pus frâna, s-a dus jos cu o sticlă de apă ca să iei o sticlă de apă. Frâna la locomotivă a pus un neglijent n-o ținut și locomotiva a luat-o la vale. Și mergea pe o linie la vale, din partea cealaltă veneau alte vagoane. S-au întâlnit, au răsturnat vagoanele, au făcut o mare pagubă. Și acum au venit anchetatorii, ingineri, șef de servicii, de siguranță, și l-au luat la bani mărunți. Și spune, dar dumitale, unde erai, domnul Căliniu Cornel, îl cheamă, e prezbiter. Și-a spus, m-am dus jos ca să iau niște apă. Și el spune, măi, câți copii ai? 8 copii. N-am ce face, ți dau afară. Legea e lege, nu ne jucăm. Și eu făcut o morală. Și eu făcut ca să-i desfacă contractul de muncă. Dar până la urmă, și șefii erau oameni cu inimă, spun, măi, băiatul ăsta a fost un model până acum, are 8 copii, are un copil un pic bolnav, hai să-l scăpăm. Și eu spun, domnul Cornel, rupim toate declarațiile, tu declară că n-ai coborât, declară că erai în sala mașinilor, că ai auzit ceva și te-ai dus în vieți. Și ai scăpat. Și el spune, dar eu am coborât, domnilor. Măi, și acum să vede cum se certau. Unul să scape și el spunea, nu pot, eu am coborât, eu n-am voie să spun minciuni. Și a spus, dacă nu poți și nu poți, eu făcut dosar, eu trimis dosarul la București și au ajuns la președintele societății de cale ferată. Printr-un frate pocăit au ajuns la președintele și președintele s-a uitat la el, lung, a luat dosarul și a spus, măi băiete, trebuie să te dau afară. Dar spune-mă o treabă, de ce n-ai vrut să spui că erai pe locomotivă? Domnul președinte, cu tot respectul, eu nu pot să spun minciuni. Și era să uite la el, dar ești pocăit? Și a spus, da, dacă ai președinte, întinde mâna, pacea Domnului. Era inginerul Leancu de la Brașov, eu spun realități. Și el spune așa, tatăl meu a fost conducătorul cultului creștin 20 de ani. Pe mine au pus comuniștii mâna, m-au făcut utecism, m-au făcut membru de partid, eu recitam poezii în adunare, eu eram lider de tineret și am ani de zile de când nu merg la adunare. Domnul Cornel, eu un lucru trebuie să fac când mă uit acum la tine. Uite-te la mine, sunt președinte al doilea om după ministrul transportului. Eu îmi dau demisia de aici și plec acasă și mă pocăiesc. La câteva zile, nu știu ce-a făcut, dar m-a auzit cu omul ăsta și-a dat demisia și-a plecat la Brașov. Tare m-aș bucura să se fi pocăit. O chemat un director și a spus, ia dosarul la băiatul ăsta, faci ce vrei, băiatul ăsta face servici și la scurt timp l-a avansat, acum este operator în circulație. Știți de ce? Că el a spus că eu nu pot să spun minciuni. Asta înseamnă pocăință. Dumnezeu n-are nevoie de oameni falși. N-are nevoie să pozăm bine la amvon și în orchestră. N-are Dumnezeu nevoie să fim duplicitari, ca nevasta lui Ieroboam. O păcătuit, dar avea nevoie de un cuvânt de la prorocul Domnului și l-a învățat bărbatul să schimbă-ți hainele, schimbă înfățișarea, du-te la bătrânul Ahia, poate să-l poți păcăli, că el nu vede bine. Da, pe un om îl poți păcăli, dar pe Dumnezeu nu-l păcălești. Și pe când era la poartă, strigă Duhul Sfânt din proroc, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept alta, sunt însărcinat să-ți vorbesc cuvinte aspre. Calea pocăinței, calea lui Dumnezeu, calea care duce la pomul vieții, este calea adevărului. Să ne dea Dumnezeu tăria să trăim numai în adevăr. Dacă există un păcat care cuprinde pe cei mai mulți, este compromisul, falsitatea, duplicitatea. Spunea Pavel la cei care trebuie ordinați să nu fie cu două fețe, dar eu întreb ceilalți, pot să fie oameni falși sub nicio formă. Cine vrea să se pocăiască, cine vrea să ajungă la pomul vieții, să se hotărască din seara aceasta, să trăiască adevărul, să iubească adevărul. Că despre adevăr se spune, veți cunoaște adevărul? În a doua epistolă a lui Ioan, versetul 4, scrie, mă bucur să aud că unii din copiii tăi
umblă în adevăr. După ce cunoști adevărul, trebuie să umbli în adevăr. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Psalmul 15 cu versetul 2. El spune adevărul din inimă. Adevărul trebuie spus întotdeauna. Orice s-ar întâmpla, nu avem voie să mințim. Văd aici mulți tineri, știu cum mă ascultă și copii. Nu avem voie să mințim sub nicio formă. Calea care duce la pomul vieții îi numai pentru cei care iubesc adevărul. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și câteodată adevărul trebuie apărat. Psalmul 45, războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, da, slava ta. Suite în carul tău de biruință, fii biruitor, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Câteodată adevărul trebuie să-l apărăm. Când vedem că adevărul e călcat în picioare, când vedem că minciuna se ridică deasupra, oamenii lui Dumnezeu trebuie să spună destul, ăsta e adevărul și Dumnezeu să ne ajute. Calea care duce la pomul vieții, calea lui Dumnezeu, Hristos e adevărul, să umblăm în adevăr și Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, este calea credinței. În Fapte 9 cu 2 spune că Pavel avea scrisori trimis la Damasc, dacă cineva umblă pe calea credinței, să-l lege și să-l ducă la Ierusalim. Calea aceasta este o cale a credinței. Credința se capătă, fraților. Spunea Petru în epistola sa, în primul verset, Petru, rob și apostol către sfinții care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Credința noi am căpătat-o. Și după ce am căpătat credința, credința trebuie să crească, fraților. Scrie în Corinteni 10 cu 15 acolo, credința voastră mereu crescând. Apoi 1 Petru 1 cu 7 vorbește de încercarea credinței. Credința trebuie să fie încercată. Dumnezeu să ne ajute și în adevăr și în credință să fim tari. Vorbim de doi oameni pocăiți. Au pășit pe calea aceasta a adevărului. Și unul a mers până la capăt și unul nu a putut să meargă. Trimite Ahab și Iosafat după Mica, fiul lui Imla, și îi spun trimiși, toți prorocii prorocesc așa, prorocește și tu la fel. Și omul ăsta spune, viu este Domnul, eu n-am să spun decât ce mă spune Domnul. Și o întreba să mă sui, să bat Ramodul din Galaad, suite, de câte ori să te pun să juri? Și spune, văd pe Israel risipit ca o turmă care n-au păstor. Domnul spune, fiecare să plece. Ți-am spus eu că ăsta nu prorocește bine, câteodată noi vrem și proroci să ne prorocească bine. Dar prorocul trebuie să vorbească numai ce îi spune Dumnezeu și se supără împăratul și spune, hrăniți-l cu pâine, așa apa întristării, până mă voi întoarce în pace. Și atunci o strigați, Mica, de te întorci în pace, n-a vorbit Dumnezeu. Ascultați popoare toate. Prorocul nu-i omul care se spune printre ușă o descoperire. Prorocul nu-i omul care stă ei deoparte, frate, ai grijă. Prorocul e acela care se ridică în adunare plin de Duhul Sfânt și spune, așa vorbește Domnul. Ascultați toți de aici, eu n-am secrete, eu n-am de ascuns. De-a Domnul astfel de proroci, plin de Duhul Sfânt aici. O dus adevărul până la capăt. O familie bună de creștini s-a uitat la fiul mângâierii, la Barnaba, care a fost apreciat de frați că și-a vândut ogorul și-a pus venitul la picioarele apostolului. Și-a vorbit Anania cu Safira în casă și-a spus, așa vom face și noi. Au pășit pe calea aceasta, dar au făcut doar câțiva pași timizi și la un moment dat s-au înțeles să mintă pe Duhul Sfânt. Și dumneavoastră știți urmările care au fost. Ar dori pe calea adevărului să mergem până la capăt. Pe calea credinței să mergem până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Un om, apostolul credinței, de fapt. Dar la început nu a fost el așa. Era în Matei 14 pe mare și se vedea în fața lor ceva venind spre ei. Ei au crezut că e o nălucă. Au țipat. Și Domnul a spus, nu vă temiți, eu sunt. Și Petru spune atunci, dacă ești tu, poruncește să vină la tine. Vino, Petru! Și afară, în noapte târzie, valurile loveau corabia din toate părțile, aruncând spuma și Petru descalecă dincolo de bord și pășește pe ape. Se uită la Hristos și merge spre el. Câți pași au făcut? Nu știu. Dar la un moment dat se uită în jur și când a văzut că vântul bate tare și valurile se ridică amenințător, s-a îndoit și a început să se scufunde. Și-o țipa tare și Domnul întinde mâna și spune, puțin,
credinciosule, pentru ce te îndoiești? Eu aș dori ca noi să fim mult credincioși, să nu ne îndoim. Vă gândiți dumneavoastră la un bărbat care 100 de ani o aștepta să-i nască nevasta? Spuneam dimineață că eu 13 ani am așteptat până mi-o dăruit Domnul copii. Dar omul ăsta 100 de ani o aștepta să-i nască Sara și i-a născut pe Isaac, fiul său. Era desfătarea lui, era împlinirea vieții lui de tată și familist, dar el iubea pe Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu îi spune: Avraam, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, du-te pe muntele care ți-l voi arăta și adu-mi ca jertfă. Vreau să vorbesc ceva cu tata de aici din adunare. Cu tata vreau să vorbesc. Câți copii ai trebui să ai să dai unul la moarte? Ai putea să-l dai? Nu. Eu nu pot da, dacă ar veni cineva din America să-mi înfiez un copil, nu îl dau acum. Spun nu, că mi-s dragi, lasă-i să cresc eu, că așa ne învață Biblia. Dar bărbatul acesta avea fiul pe care îl iubea el. Și i-a pus lemnele în spate, i-a pus focul, i-a pus cuțitul, o lua slugile, o mers 3 zile ca inima lui să fie ruptă, să fie frântă în 3 zile. Nu-i ceva de moment, instantaneu. Nu, 3 zile, Avraam, gândește-te că îl ucizi pe fiul tău. Și după 3 zile întreabă Isaac, e parcă nu era de ajuns durerea. Tată, uite lemnele, uite focul, dar mielul Dumnezeu va purta de grijă. Și când l-a legat și l-a pus pe altar, a ridicat cuțitul, a strigat un înger al Domnului: destul, Avraam, ți-am văzut credința. El e tatăl tuturor credincioșilor. Să ne dea Domnul și nouă credință. Amin? Calea aceasta, spune Biblia, o altă caracteristică a ei, este o cale dreaptă. Și cei drepți merg pe ea, Osea 14:9. Calea Domnului dreaptă și cei drepți merg pe ea. Calea Domnului, cum e dreaptă? Adică nu are curbe nici la dreapta, nici la stânga. Și am înțeles eu calea Domnului dreaptă că nu are nici suișuri, nici coborâșuri, adică e netedă. O să arătăm cu Scriptura că scrie, calea Domnului este netedă. Ce înseamnă că aceasta e calea dreaptă? N-ai voie să te abați nici la dreapta, nici la stânga. Au plecat evreii din Egipt și s-au dus la frații săi, la Edom, și au spus: Dumnezeu ne-a auzit strigătele, ne-a scos din casa robie, lasă-ne să trecem prin țara ta, vom ține drumul împărătesc și nu ne-o abate nici la dreapta, nu ne-o abate nici la stânga. Uite așa e calea pocăinței, calea care duce la pomul vieții, nu-i cu ocolișuri. Aici îmi place pocăința, aici nu-mi place și o ocolesc. Calea aceasta este o cale dreaptă și cei drepți merg pe ea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Există abateri, da? În Exod 32:8, abaterea se numește închinare la idol. Dar v-ați abătut de pe calea mea și v-ați închinat idolilor. Oricine iubește pe Dumnezeu, adică ceva mai mult decât pe Dumnezeu, poate fi o închinare la idol. Sunt mai multe categorii de idol, nu le arătăm în seara aceasta. Dar eu aș dori ca singurul pe care să-L iubim să fie Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Există o altă abatere din Deuteronom 13:5, când un proroc abate poporul înspre răzvrătire și neascultare. Și asta e tot o abatere. Dacă cineva vine la tine și te învață să fii neascultător, să nu asculti de Domnul, să nu asculti de Evanghelie, să nu asculti de frații puși de Dumnezeu, asta e o abatere și Dumnezeu o pedepsește. Să ne ajute Domnul să mergem drept înainte. Există astfel de abatere. Și noi n-avem voie să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Unii se abat la dreapta în ce privește ținuta. Și vezi pe câte o femeie îmbrăcată în luna iulie, în negru, din cap până în picioare, îngodolită așa, roată tot și ea așa crede. Ați văzut din astea? E o abatere la dreapta. Nu ne cere Biblia asta. Altele se abat la stânga. Umblă prea dezbrăcate, prea dezgolite pentru o fiică a lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune, nu vă abateți nici la dreapta, nu vă abateți nici la stânga. Dumnezeu să ne ajute să ținem drumul drept. Unii se abat la dreapta în ce privește slujirea. Ei le-ar face pe toate.
măcar că n-au chemare și darul lui Dumnezeu, se amestecă în toate lucrurile. În 1 Petru 4:15 spune, niciunul din voi să nu sufere ca hoț, ca ucigaș sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Am întâlnit oameni care s-au abătut la dreapta. Ei conduceau adunarea, ei făceau și focul, ei dirijau corul, ei făceau și colecta și nu mai încăpea nimeni. Atâta râmnă, atâta zel, îi obateri la dreapta. Alții se abat la stânga, nu fac nimic. Și pentru aceștia se spune rob, viclean și leneș. Dumnezeu să ne ajute să mergem drept înainte. În ce privește cunoașterea, unii se abat la dreapta. Și ajung până la boala cercetărilor fără rost. Este o boală. Cercetez, dar fără rost. Alții se abat la stânga. Matei 22:29. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. N-avem voie să ne abatem nici la dreapta, n-avem voie să ne abatem nici la stânga. Noi trebuie să mergem drept înainte și Dumnezeu să ne ajute. Calea Domnului este netedă, Isaia 40:2-3, neteziți cărarea, Pilde 4:26-27, să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga și El îți va netezi cărarea. Ce înseamnă că e netedă? Nu are hopuri grope, așa ca șoselele noastre. E o cale netedă care merge în linia ascendentă spre Dumnezeu. Și Isaia explică și cum. Orice vale să fie înălțată. Există, dragii mei, la ora actuală niște duhuri de depresie de care vă vorbeam dimineață. Am întâlnit la multe fete, la mulți băieți care au spus, nu mai sunt bun de nimic, nu mai trebuiesc la nimeni, nu pot face nimic. Și am spus, oprește-te, nu-i de la Domnul asta. Ăsta e un duh de descurajare, de supărare. Asta e o vale. Ei bine, valea asta trebuie să se ridice. Domnul are nevoie de tine. Și orice deal să se coboare. Cei mândri, cei aroganți, cei extraordinari, ăia se coboară. Și în adunarea Domnului suntem frați. Onisim și cu Filimon ajung să fie frați. Unul e mare patron, unul e un rob fugit de acasă, dar pocăit. Și Pavel îi spune, primește-l înapoi repede, dacă pe un frate. Directorul general și cu fratele care mătură în curte, își dau mâna bucuroși și sunt frați. Eu m-am întâlnit însă alt caz. Îl știu bine, un frate care era inginer, era păstor și cineva pe drum l-a salutat, pacea Domnului, frate păstor. Păstor sunt la biserică, ai sunt domnul inginer. Și așa m-a deranjat de tare. Nu, noi suntem păstori, noi suntem frați, suntem ingineri, noi suntem una aici. Și cel mai mare între noi e Dumnezeu. Lăudați să fie numele Său. Ceea ce vă spun, știu cazuri știute bine și vorbesc lucrurile care le-am cunoscut. Calea Domnului netedă. Orice vale de aici din Timișoara, cineva de o condiție modestă, poate e mai sărac, poate n-are servici, poate are probleme, are copii mai mulți și cu patronii din Timișoara merg împreună la rugăciune, îl laudă pe Dumnezeu, ei una sunt în Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Frații mei, calea care duce spre pomul vieții este o cale dreaptă și netedă. Mai are și alte caracteristici, mă opresc din aceste lucruri aici. Am vorbit de calea care duce la pomul vieții. Una, calea știință, nu duce. Alta, vă amintesc, calea păgânilor, feriți-vă de ea, să nu mergeți pe ea. Singura cale care duce la calea, la pomul vieții este calea lui Dumnezeu. Intrăm prin Hristos și El într-o zi ne va da să mâncăm din pomul vieții. Dumnezeu să ne ajute! În parcurgerea acestei căi avem nevoie de sfatul Domnului. Psalmul 32:8. Eu te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Eu te voi sfătui. O recomandare în încheiere. Ca să mergeți pe calea aceasta, consultați întotdeauna sfatul Domnului. Aici eu am un exemplu tare frumos. David a bătut pe filisteni. Și așa i-a bătut de tare că a spus, șeful rupturii, aici am bătut. Și filistenii au venit a doua oară. Și acum David spune cuvântul lui Dumnezeu, împărat acolo, a întrebat pe Domnul să măsui. Dragii mei, consultați-L pe Dumnezeu în toate problemele.
În parcurgerea acestei căi ai nevoie întotdeauna de sfatul Domnului. Cheamă-L pe Domnul la sfat. Așa de mult mi-a plăcut de omul acesta. El când a vrut să-i construiască o casă, a întrebat pe Domnul, Doamne, să-ți fac o casă? Și a venit prorocul, a spus, nu tu, fiul tău să-mi o fac. Când era vorba să meargă la război, întreba, Doamne, să merg la război? Și Domnul îi spunea, du-te sau nu te du. În toate pricinile noastre, mici, la școală, mai mari, căsătorie, ordinare și pocăință, în toate vă recomand, cere sfatul Domnului în toate. Amin? Doi, cere sfatul Domnului în pofida experiențelor voastre. Că David i-a bătut odată pe oamenii aceștia și acum cu aceleași arme, cu aceeași armată și în același loc trebuia să ducă războiul. Și David l-a întrebat pe Domnul, eu poate nu-l mai întrebam. Spune, acum știu cum e. Uite acolo i-am bătut și bătaile dau iară, dar David era mai pocăit ca mine. I-a spus, Doamne, să mă duc? Și curios, Domnul îi spune, nu te duci. Data asta nu te duce. Slujim de ani de zile, în comitet de ani de zile. Avem tot felul de probleme și câteodată ne spunem, așa un caz am mai avut, știu ce trebuie făcut. Și nu mai iese. Nu mai iese, nu mai corespunde. Avem probleme în viață care se ivesc în fiecare zi și avem o experiență în spatele nostru și spun, știu cum trebuie făcut. Și nu e așa. Cel mai înțelept este de fiecare dată să-L întreb pe Domnul. Amin. Și Domnul ne răspunde, amin? Amin? Al treilea sfat. Cere sfatul Domnului cu amănuntul. Știți, odată am vorbit eu de mărirea lui Dumnezeu, m-a impresionat un material pe care l-am găsit. Cineva vorbea de universul ăsta mare, extraordinar de mare. Vorbea de pământ că e cât o minge de golf lângă nu știu care bloc. Și ca să înțelegem mai bine, poate ați urmărit și dumneavoastră, ca să înțelegeți mai bine, spunea, uite, vedeți peretele ăsta mare de la Timișoara. Asta cum ar fi universul întreg și cât ai pune un vârf de ac, acolo e pământul. Și acolo în pământ acela 7 miliarde de oameni și acolo e și biserica din Elim, acolo e și comitetul, acolo e și pretențele mele, acolo în vârful ăla de ac trăiesc miliarde de oameni. Așa e de mic pământul și așa e de mare Dumnezeu. Spunea Pavel, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Imaginați-vă, la capătul universului stă Dumnezeu mare. Și într-o zi Dumnezeu ăsta mare s-a apucat și desena. O desena niște furculiți, o desena niște căniți și David spune în Cartea Cronicilor, tot acest izvod mi l-a dăruit Dumnezeu care l-a desenat El însăși cu mâna Lui. Atâta m-am mirat, cum Dumnezeu în loc să mai proiecteze un univers, să mai corecteze traiectoria unei planete, să mai încline axele nu știu care, El desenează furculiți, îl interesează, da. Dumnezeu este un Dumnezeu căruia îi plac amănuntele. Studiați-L, cercetați-L și întrebați-L în toate lucrurile. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Gândiți-vă la război. Îl văd acolo pe Ioab, fiul Țeruie. Îl văd acolo pe Amasai, capitan. Îl văd acolo pe Urie, hetitul. Îl văd acolo pe Benaia. Îi văd acolo călări pe armăsarii lor, scurmând pământul. Și filistenii. Și Ioab cu sabia scoasă spune, mergem, David. Și David stă liniștit, încă nu. David, mergem. Încă nu. Și David o pândește în liziera de dud și îl întreabă Ioab, dar ce are David războiul și cu dudul? Ce te-o pândește acolo în pădurice aia de dud? Și David îi spune, are, că mie Dumnezeu mi-a spus un secret, că noi vedea mișcând frunzele de dud, că noi auzi un vuie de paș, atunci se pornesc. Ăsta e un amănunt, că Dumnezeu vorbește cu amănuntul, să știți dumneavoastră. Unde este o daie pregătită ca să sărbătorim Paștele? Domnul îi spune, duceți-vă în cetate, veți întâlni un om care duce un ulcior. La casa în care va intra, să întrebați pe stăpânul casei. Marea noastră problemă că suntem neatenți și în loc să întrebăm pe stăpânul casei, noi întrebăm pe omul cu ulciorul. Eu m-am rătăcit așa. Am avut odată o lucrare, n-am înțeles, mă, frate, tu porți vasul Domnului, spune-mi, nu-i așa? Nu-i invers, nu-i așa? Și omul spunea, nu știu mai mult, frate, roagă-te Domnul să descopere. Eu în loc să-l întreb pe stăpânul care le știe, eu mă iau de omul cu ulciorul, că n-am fost atent la detalii. Domnul să ne dea înțelepciune, amin? Și o ultimă recomandare, ca să mergem pe calea aceasta ascultând sfatul Domnului, este să împlinim ce spune Domnul.
Noi nu-L consultăm pe Domnul așa facultativ, să văd ce vrea și Domnul, dar eu tot cum vreau eu fac, nu? Noi îl întrebăm pe Domnul și ce ne spune Domnul, aceea facem. Și Dumnezeu să ne ajute. Am un prieten, alaltă ieri am vorbit cu el la telefon, un cunoscător extraordinar de bun al Scripturii. Și locuia la garsonieră cu 9 copii. Garsonieră confort 1, cu 9 copii. Frate, privi la situația lui, un om temător de Dumnezeu, un om de la care eu am învățat și încă învăț multe lucruri, și o spun, măi, trebuie să-l ajutăm. Dar din Botoșani, că el stă în Botoșani, pleacă un prieten de-al nostru, căsătorit cu o fată de la noi din sat, îl cheamă Bogdan Marin, pleacă să lucreze ca doctor în America, împreună cu familia. Și el spune fratului Cornel Bărsan, mă tale cunoști, și comitetul, frate, eu plec în America, am un apartament mare în centru, mobilat, cu 4 camere, nu iau niciun act de aici, acolo am totul. Aș vrea apartamentul ăsta să-l dau în numele Domnului cuiva. Cui să-l dau? Și fratele spune, dăm la fratele Marcel, are 9 copii, stă într-o garsonieră, și se duce fratele Bărsan și cu fratele Victor Vreme, sunt prietenii mei care mi-au povestit, frate Marcel, dă slavă Domnului, uite Marin, ți-i dă apartamentul și tu ai avut o lucrare, că Dumnezeu îți va da o binecuvântare. La care Marcel spune, am avut o lucrare când Dumnezeu îmi va da o casă. Oare apartamentul e casă? Sau unde Domnul casă? Și Bărsan spune, măi, cât îți eu de păstor, măi, Marcel, eu te bat pe tine. Dacă nu te gândești la tine, uite la copiii ăștia. Și eu mă gândesc, fetele astea de școală, care nu au putut primi odată o colegă, într-o garsonieră, ar fi stat și el în balcon odată, nu? Ar fi spus la niște colegi, hai veniți la mine, că avem apartament cu 4 camere. S-a uitat la tatăl lor și Marcel spune, măi, Domnul mie mi-a spus că îmi dă casă. Fratele Axinte Octav, un prieten al meu, pleacă în America, pune situația lui Marcel, strânge bani și vine în Botoșan și cumpără un apartament, spune, Marcel, ți-am cumpărat apartament. Și el încăpățânat spune, mie Domnul a spus, stați așa că m-a întrebat proroc. Sună prorocul, un frate Costel, prieten al meu, spune, frate Costel, cum a fost lucrarea aceea? Îi apartament sau îi casă? Și prorocul îi spune, era o casă, frate Costel. A, un amănunt am uitat să spun, unde era casa ta, pe o tablă scrie la marginea drumului Botoșani și era tăiată cu roșu. Și el spune, îmi pare rău, nu pot să iau apartamentul. Și nu a luat apartamentul, că lui Domnul i-a spus că îi dă casă. În toamna trecută veneam de la o noapte de veche la Tudor Vladimirescu și l-am dus cu mașina pe omul ăsta acasă, lângă casa lui pe care Domnul i-a dat-o, cu 60 de ari de teren, scrie pe tablă Botoșani și tăiat cu roșu. E ultima casă din oraș. Când vorbește Dumnezeu, împlinește, fratru. Dacă cerem sfatul Domnului, nu consultativ, așa, să vedem ce-o vrea și Domnul. Când Domnul ne spune un lucru, să-L împlinim în totul, să ascultăm și Dumnezeu să ne ajute. Amin? În ultima vreme a umblării noastre cu Dumnezeu, spuneam, contează foarte mult cum sfârșim calea. Apostolul Pavel spunea în Timotei, acolo 2, eu mi-am isprăvit alergarea. Unii aleargă de ani de zile, mai, alții mai de puțin, dar e foarte important cum isprăvim alergarea. Văd aici mulți frați în vârstă, multe surori în vârstă, mă rog ca Domnul să vă dea un lucru, statornicie. Și spunea Apostolul Pavel, eu mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cu una pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lor. Și spune, caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit. Două expresii, și cu asta să rămâneți, vă rog, ziua aceea, și lumea de acum. Doi bărbați au pornit în lucrare. Era un bolnav, îl vedeai pe Pavel și pe Dima, umăr la umăr, intrând în casă, rugându-se. Doi bărbați mergeau în evangelizare, predica întâi Dima, predica după el apostolul Pavel. Pavel scrie o scrisoare lui Filimon și Dima își aruncă ochii. Cui scrie? Lui Filimon scrie, Dima care este cu tine îți transmite salutări. Salutări de la fratele Dima. Oamenii ăștia au mers împreună o bună bucată de vreme și într-o zi s-au despărțit. Ce i-a făcut? Două expresii de care aminteam. Pavel se gândea la ziua aceea,
Dima se gândea la lumea de acum. Noi sfârșim cu bine alergarea dacă ne gândim la ziua aceea. Și mi-am pus întrebarea, dacă aș adormi meditând la ziua aceea, dacă dimineața în zori m-aș trezi gândindu-mă la ziua aceea, dacă plecând la școală sau la servici m-aș gândi la ziua aceea, cât de pocăiți am fi. De atâtea ori ne gândim la lumea de acum și sclăbim și scădem. Recomandarea mea este în fiecare clipă a vieții să ne gândim la ziua aceea. Amin. Ne trebuie statornicie, e foarte important cum sfârșești pocăința. Un coleg de serviciu al meu, mecanic locomotivă și pocăit, o ieși la pensie. După ce a fost persecutat de securitate și a ascultat și a închetat, un om moral, un om credincios, spune acum, e ultima mea zi, era încă în vremea lui Ceaușescu, e ultima mea zi de servici și a împodobit locomotiva cu coroane de braz frumos. A pus tabloul lui în față și eu spun la dispecer, nu mă pui pe comandă ca mecanic, mă pui ca ajutor. Azi nu mai eu salopeta pe mine. Azi el duce trenul și eu stau. Și când ajung în gară, a angajat un cameraman, nu erau mulți atunci, și familia cu flori să-l aștepte și el să filmeze totul. Și venind de la Cacica încoace, apare o defecțiune. Și el așa, la costum de gală, se duce până în sala mașinilor, se uite și vine și îi spune la coleg, știi ce s-a întâmplat? Și când îi spunea, știi ce s-a întâmplat? 3.000 de kilograme de ulei din transformator încins au explodat. Și au explodat locomotiva așa ca o bombă. Au încercat să stingă, n-au avut ea. Au luat repede, au sărit, au venit pompieri de la Rădăuț, au venit pompieri de la Suceava, era ca o cutie de conservă, așa dilatată locomotiva, s-a topit firul de contact. Pe peronul din Ițcani, familia bătea din picioare, nu erau telefoane mobile, cameramanul era angajat cu ora și nu mai venea trenul acela cu coroane de braz pe el. Și într-un sfârșit se duce locomotivă diesel, eliberează linia și trage și îmi spunea cineva, fratele nostru coboară, negru, a fumat, nici nu-l cunoșteai, nici nu a salutat pe nimeni, de parcă toți erau vinovați și cu capul în jos o plecat pe sala de așteptare. A fost ultima lui tură de servici. Ce tragic este că unii pocăiți sfârșesc așa pocăința. După ani și ani de zile, diavolul ne urmărește până în ultima clipă din viață. De aceea vă recomand tuturora statornicia. Am pășit pe calea aceasta, eu aș vrea. Sunt lucruri care acum nu ni sunt îngăduite. Lui Moise nu i-a fost îngăduit să intre în Țara Sfântă, dar sus pe muntele schimbării la față era în Țara Sfântă. Nu putem acum să stăm mai mult aici, vom pleca. Voi pleca mâine dimineață dacă Domnul mă ajută înspre casă, la nevoile și familiile noastre. Dar aș dori un lucru, să vă știu pe toți de aici, dar absolut pe toți, că sunteți biruitori. Că ați ales calea Domnului și că într-o zi, intrând pe porți în cetate, veți mânca din pomul vieții. Amin.